Vedeți? Așa a spus bine, că sunt mai multe niveluri. Este o concomitență, dar în același timp sunt fiecare moment al acestui tropar pe care îl are Biserica în Sfânta Liturghie de foarte, foarte multă vreme, adică el este cu siguranță în liturghia Sfântului Vasile cel Mare, în forma în care o spunem noi, și era un argument, un mod de a argumenta discursul despre înviere și pentru Grigorie de Nisa, fratele Sfântului Vasile. Acolo l-am găsit eu prima dată, că nu eram preot încă să-l rostesc, când citeam și nu mi-a intrat atât de bine în minte, dar la Sfântul Grigorie de Nisa l-am găsit. Unde este vorba, deci troparul este ca să l-ați auzit, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, o să caut dacă este pneuma. L-am citit în franceză și în română, nu l-am citit niciodată în greacă. Deci, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, pe scaun, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, toate umplându-le, Hristoase Dumnezeule, Cel ce ești necuprins. Deci această... Vedeți, e un cuvânt. Noi îl spunem de mai multe ori în timpul Sfintei Liturghiei. Îl spunem și când cădim Sfânta Masă, dar îl spunem mai ales atunci când punem la vohod, la vohodul cel mare, la ieșirea cu Sfintele Daruri, când punem potirul și Sfântul Potir și Sfântul Disc pe Sfânta Masă, adică când facem chiar actul înmormântării Mântuitorului. Deci pomenim cum a cerut tâlharul, pomenim pe toți, ținându-L pe Hristos în fața tuturor, și apoi îl înmormântăm. Și atunci se spune acest cuvânt, pentru că nicio înmormântare a lui Hristos nu poate să fie fără a conștientiza faptul că tocmai această înmormântare a Lui este cea care cuprinde tot Universul. Și atunci Hristos ajunge până în străfundurile iadului, ca să-i ia pe toți și să-i ridice pe toți în jurul Lui, în împărăție. Adevărat, ăsta este un lucru foarte important, cred că vi-l v-am mai spus și eu, dar foarte bine să-l auziți de fiecare dată. Raiul nu mai este... Adică noi nu ne întoarcem în Rai. Noi prin... În biserică, noi nu ne întoarcem la starea lui Adam. Ci noi locuim de acum înainte cu Dumnezeu. Adică nu suntem doar stăpâni pe un pământ, ci suntem împreună stăpânitori peste univers cu Dumnezeu. De fapt, împărățim cu El întru totul. Și bineînțeles că împărăția nu este... După tot, după Sfântul Grigorie de Nisa, este tot o urcare. Este o urcare din treaptă în treaptă a înțelegerii, deci este un efort fenomenal, este un efort uriaș pe care îl avem de făcut o veșnicie, dar este un efort al bucuriei. Nu știu, este un efort în care Duhul și Fiul ne sunt alături, este un efort pe care ne dăjduiesc să-l primim toți așa, să-l avem toți. Să nu fie... În partea cealaltă este celălalt efort, că ce acolo cerci să urci ca să scapi de flăcări. Dar acolo n-ai nicio bucurie, că te arăt tălpii. Deci, rostul nostru este să să facem loc împărăției lui Dumnezeu în inimă.
Cred că mormântul fiecărui om poate să fie inima lui, de fapt, așa să și spune. Dacă le-a zis acolo fariseilor că sunteți morminte văruite, înseamnă că fiecare om are acest creuzet al învierii foarte bine. Acest creuzet al învierii în lăuntru lui și inima lui devine, sau devine mormânt gol, adică plin de Dumnezeu, sau plin de propriile lui putregaie. Aici spunea bine, eu putregaie. Da, spunea bine multe. Mulțumim pentru această deslușire și totul este să punem la lucru creativitatea. Da, chiar când vorbeam despre chipul lui Dumnezeu, un factor absolut important este. Până să localizezi chipul lui Dumnezeu, un om trebuie să fii creativ. Și atunci o să vezi unde se localizează puterile. Vă mulțumim. Eu, Doamne, de aici, să vezi ce a scornit. Te din jos. Eu stau acolo, îmi dă voie Părintele. Parol să stau acolo, la urmă. Nu prea-i convine din dânsul inimii Domnului Cristian, dar n-au încotro că țin la mine. Și acolo e un, cum ne spune asta, cu lumânări. Un sfeșnic. Un sfeșnic cu lumânări. Unde vine lumea care vine cu acatii ceva, dar cum e și lumânări acolo și nu știu ce. Și ea s-a apucat. Eu văd că vine și pune o lumânare, le dă pe toate la o parte, pune una singură și cu două lumânări pe margine. Deci una pe mijloc și cu două zipințe mai cu trei. Păi e treime. Noi, Doamne, este trei. Trei sunt, una sunt. Și de atunci asta face. Și din când în când vin Doamne, care mai vin cu o lumânare să se adaugă. 5-6 și le dă toate la o parte, nu le... Doamne, o mărturisesc Sfânta Treime cu lumânările aici. Bine, Doamne! Nu le zice nimic, le ia lumânările, le pune și le folosește mai târziu. Uite, un mod de a mărturisi treimea de oficialitate, cum se numește la teologi, de oficialitate a Sfintei Treimi prin lumânări. Nu la predici așa, nu la nu știu ce, cu lumânarea lor. Este muncă creativă absolută. Să mă iertați. Gândiți-vă și dumneavoastră. Mie nu mi-a trezut în cap în atâția zeci de ani de când vin la biserică. Ce a zis? Bicherul și bicherul. Cum va fi? Bicherul și bicherul. Ne vedem la masă, măi. Ne vedem la masă, nu? No. El e în partea ăsta. Eu sunt... Eu maestru aici, care a studiat, dar nu știu ce baune. Atare, doamnă, la casă e?